despre condiția juridică a mamei sau despre condițiunea legală a mamei în dreptul român și francez. Cum suna în româna sfârșitului de secol XIX. Aceasta a fost teza de doctorat a Sarmizei Bilcescu, prima femeie din Europa care a obținut licența în drept la Universitatea din Paris și prima femeie din lume cu un doctorat în drept. Un studiu pe un subiect controversat într-o lume conservatoare pentru că susținea egalitatea dintre femeie și bărbat în căsnicie și în ceea ce privește drepturile asupra copilului. Se întâmpla pentru prima dată în istoria Universității de Drept din Paris pe 12 iunie 1890. O femeie și teza ei de doctorat. Un eveniment relatat în ziarele vremii, iar cea care susținea examenul avea doar 23 de ani. Se născuse la București pe 27 aprilie 1867. Tatăl ei, Dumitru Bilcescu, fost șef al controlului finanțelor în vremea domnitorului Barbu Știrbei, a fost militant pașoptist și unul dintre cei care au gândit structura Băncii Naționale. Tot el a ales drumul în viața al fiicei sale. Era un moșier apropiat de țăran, iar conacul de la Mușcel în care și-a petrecut copilăria Sarmiza nu avea gard. Bogați, săraci, erau bineveniți pentru un sfat sau un ajutor. Tot aici, Dumitru Bilcescu a tipărit manifeste înainte și după Revoluția de la 1848, timp de 8 ani. Sarmiza și-a petrecut copilăria alături de copiii lui Ion Brătianu și a fost îndrumată chiar de Spiru Haret, cel care a reformat la acea vreme învățământul românesc. Istoricul Constantin Mateescu spune că Sarmiza Bilcescu era bătăioasă și trântea pe cei trei brătieni, Ionel, Vintilă și Dinu, încât bătrâna Pia Brătianu îi spunea voinica. Inițial a dorit să urmeze literele la Sorbonă. La 17 ani pleacă la Paris, dar se întoarce pentru că îi zbucnește holera. Rămâne în țară 6 luni, iar destinul o pune pe un alt drum. Tatăl hotărăște să urmeze facultatea de drept tot la Sorbonă. Devine prima femeie studentă la această facultate. Era un lucru extrem de neobișnuit pentru acea epocă, dar a ascultat. Avea doar 17 ani și a acceptat provocarea. A fost acceptată ușor de studenți, dar a avut de înfruntat prejudecățile unor profesori care priveau ca pe o sfidare prezența ei la cursuri. Unii chiar îi interzic să participe la ore. Fără femei, știința se face între bărbați. Paul Sondé, profesor la Sorbona la apariția Sarmizei Bilcescu în anfiteatrul universității. Dar Sarmiza ia toate examenele și în 1890 trece cu brio examenul de doctorat. Întoarsă în țară, cere să fie admisă în baroul de Ilfov, prezidat de renumitul avocat și om politic Tache Ionescu, iar solicitarea îi este aprobată. Suntem în 1891, iar Sarmiza Bilcescu devine prima femeie avocat din România. Se lovește însă de ideile preconcepute ale epocii. Clienții preferă să fie reprezentați în instanță de avocați de sex masculin. Căsătorită în 1897 cu Constantin Alimănișteanu, absolvent al Școlii Superioare de Mine din Paris, lasă ideea avocaturii la o parte. Descoperă că poate fi utilă prin a atrage atenția asupra felului în care erau tratate, privite și catalogate femeile în raport cu bărbații în acea vreme. Cea care i-a predat lecții de limbă română prințesei Maria, viitoarea regina României și membră fondatoare a Societății Domnișoarelor Române, organizație care milita pentru educarea femeilor, s-a retras la țară, la Mușcel, în 1935, la începutul verii. Acasă, pe 26 august, în același an, este îngropată la Bilcești în costum național. Prima femeie avocat din România n-a avut loc la bară din cauza prejudecăților epocii. A fost însă avocata femeilor care nici măcar nu existau pentru societatea de atunci, încă patriarhală, și care nu avuseseră norocul să se nască într-o familie educată. Prima avocată din România, prima noastră feministă, a fost un model pentru femeile de pretutindeni și un exemplu despre cum legi și cutume vechi de secole pot fi transformate.